Acum că Antonio nu prea mai este disponibil, și probabil văzând această apropiere de Maria, Anemona s-a retras. Oricum, Antonio a fost destul de clar în privința ei: că nu vede ceva serios cu aceasta, și în această seară a dansat cu Roberto destul de mult. Anemona oricum are niște dansuri mai provocatoare, lui Roberto nu cred că i-a displăcut absolut deloc și la un moment dat l-am surprins pe Roberto uitându-se la felul în care dansează Anemona. Era o piesă la care era nevoie de un dans mai senzual, mai provocator și s-a uitat, cred că vreo două minute, Roberto așa la Anemona cum dansează, mai mustăcea, mai zâmbea, la un moment dat s-a uitat la cameră, probabil a văzut că este îndreptată spre el și oricum și-a continuat vizionarea. A fost simpatică fața lui Roberto în momentele respective, Acum nu știm dacă Anemona are sau nu vreo intenție cu el, pentru că Roberto pare deschis.